decorațiuni de Crăciun pentru parc. Așa, cred că am terminat. Familia ta are multe decorațiuni de Crăciun, Chloe. Crăciunul e îndrăgit în cartierul nostru. Da, mi-am dat seama. Vă mulțumesc că m-ați ajutat să decorez casa. Mama mi-a dat voie pentru prima dată să mă ocup de decorat. Ceea ce înseamnă că eu aleg bradul! În sfârșit, după 12 ani cu brazi oribili. Cum a fost primul nostru brad? Scumpo, bradul perfect! Sau bradul nuclear de acum 4 ani? Bradul perfect! Și să nu uităm de dezastrul de anul trecut. Vă prezint bradul perfect! Oh. Dar anul ăsta va fi diferit, pentru că împreună vom găsi cel mai frumos brad din pădure! Să mergem, să mergem, să mergem! Ursul polar conduce. Pa, prieteni, distracție! Lăsăm totul în grija voastră! Ne întoarcem repede! Bine! Nu vă faceți griji, ne ocupăm noi de decorațiuni! Bine, să înceapă distracția! S-ar putea să dureze ceva? Frățioare, te scoatem noi de acolo! Gris, nu! Ralph, e prea periculos! Ursul polar va scăpa și îți va părea rău. Îndrăznesc, nu? Mititelule, vino aici! Eu? Maestatea ta? Stai aici și asigură-te că nu va scăpa. Și fără șmecherii. Sau urși vor avea de suferit. Mă bazez pe tine, nu mă dezamăgi. Fă-o. Bine, ce vrei să faci cu noi? Nici o grijă. Am ceva de făcut și pentru voi doi. Veniți. Și nu uita, fără șmecherii, da? Bine, să păzesc, am înțeles. Pot face asta? Ne jucăm puțin de-a gardianul, nu-i așa, amice? Nu te uita așa la mine? Îmi pare rău, bine? Dar ce ai vrea să fac acum? L-ai auzit pe Ralph? Fără nicio șmecherie. Simt că sunt încolțit. Mă simt captiv în închisoarea rece a fricii. Nu-i pot face față lui Ralph. Sunt prea fricos. Și chiar dacă aș vrea să te eliberez, nu aș ști cum. Gândește, Charlie, gândește. Asta e. Nu-ți face griji, am să descot de acolo și vom pune mâna pe Ralph imediat! Nu te opri, schimbă stilul! Mai repede! Jenant, nu te opri! Servitor, mă dor picioarele de la atâta râs! Masează-mi picioarele! Da, Ralph! Cum ai spus? Da... Rege, Ralph. Așa mai merge. Ce faci? Folosește uleiurile, aiuritule. Mi se face rău. Nu pot, nu mă pot uita. Frățioare, ai scăpat. Frățioare, ai venit să ne salvezi. Nu puteai rămâne în închisoare, așa-i? Să nu te supui ordinelor regelui înseamnă trădare. Ursul polar te va detrona. Chiar așa? Atunci vino aici și încearcă. Tu și ursul polar, unul la unul. Nu pot să cred că te-am păcălit. da, e mult prea amuzant. Chiar credeai că mă poți trage pe sfoară, Charles? Nici nu știu ce e mai rău. Că ai ales să te aliezi cu urși în locul meu sau că ai crezut că vei reuși. Nu știu la ce mă așteptam de la un timp atât de laș, stângat și slăbănoc ca tine. Dar cum să te învinuiesc când tu stai doar cu nătăfleții ăștia? De exemplu, tipul ăsta. Crede că e grozav, dar e doar un papă lapte. Domnul dur de aici crede că mă poate speria cu niște mișcări. Nici nu poate să iasă dintr-o capcană. Și serios, oare mai trebuie să spun ceva? Da, presupun că dacă ai asemenea prieteni, nu ai cum să nu fii și tu un papă lapte. Măcar eu am prieteni, nu ca tine. E timpul să pleci, Ralph. Așa crezi tu? Și cine mă va obliga, piticule? Chiar eu! Deci vrei să devii tocilar, nu? Adio, Charlie! Întoarce-te imediat! Ține asta! Stai pe loc!
Nu te mai mișca! Trăiască regele! Ochii mei! Moarde! Ralph, acum e timpul să ne despărțim. Fă-o. Nu, serios, la revedere, pleacă, te rog. Bine, oricum nu voiam să-mi pierd timpul cu voi. Haide.